Un nou val de scumpiri. De această dată, gazele sunt cele ale căror prețuri vor suferi schimbări importante. Mehedințenii sunt revoltați și spun că nu au bani să suporte toate cheltuielile de zi cu zi și în ritmul acesta, cu atâtea scumpiri, vor ajunge cu restanțe la facturi. Ce părere aveți despre faptul că din vară vor crește prețurile la gaz? Nu e bine. Nu e bine. De ce? Noi avem atâta gaz în țara noastră și ne ducem de mirogin la alții. Adică cresc pe noi. S-ar putea să cresc. Acum să vedem. E tot ce e posibil. Știți? Nu e nimic ca necrezut. Dar să crească salariile, pensiile. Păi, cu ce cumpărăm? O părere foarte proastă. Prețurile cresc, pensiile, salariile cam pe loc. Asta este problema. Ne chinuim și noi, ca ai bătrâni. Am o pensie foarte mică, dar ce să fac? Asta e. Dumnealor, guvernanța ăștia nu se gândesc la viața noastră, se gândesc mai la lor. Ce să facem, tăte? Ne acomodăm cu timpul. Altceva n-avem ce face. Ce pot să spunem? Dacă nu ieșim că nu, și le dau, asta-i mâncă la casa. Asta-i corect, da? Foarte corect. Există însă și mehedințeni din mediul rural, care în ciuda faptului că nu au gaz, spun că astfel de scumpiri îi afectează. Nu avem gaz, eu de la țară. Toate cresc acum, ce să mai facem? Toate prețurile cresc. Indiferent ce votăm, toți scumpesc. Gazele au ajuns să coste la finalul primăverii aproape la fel ca în plină iarnă, când consumul era la niveluri maxime ale anului. În decembrie, prețul mediu al gazelor a fost de 96,35 lei kWh. În același timp, pe piețele europene, gazele sunt mult mai ieftine. În martie însă, Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României din această cauză, arătând că prevederile Ordonanței de Urgență 114/2018 încalcă legislația europeană din sectorul gazelor. Potrivit acesteia, autoritățile trebuie să identifice măsurile prin care să fie protejați consumatorii vulnerabili.